Acțiune de braconaj la Boian. Doi bărbați au fost prinși după ce au împușcat patru căprioare. Braconierii, un bărbat în vârstă de 37 de ani și unul de 45 de ani, au ajuns acum pe mâna poliției. Unul dintre ei era vânător, dar nu era autorizat să împuște căprioare. Celălalt era un fost membru al filialei de vânătoare din Mediaș. Cei doi sunt vânători cu experiență. Au fost depistați de patrula filialei de vânătoare și pescuit sportiv Mediaș. Am depistat doi indivizi, dintre care unul membru vânător, unul fost membru vânător, care au împușcat patru piese din specia căprior, fără autorizație, fiind un caz de braconaj. Este considerată infracțiune și riscă închisoare. Urmează să se calculeze valoarea de despăgubire, care pentru căpriorul femelă, fiind sezonul deschis, o să fie undeva la 1000 de lei, iar pentru mascul, fiind sezonul închis, o să fie dublu. Cei doi au fost duși la poliția din Mediaș pentru audieri. Am fost sesizat despre faptul că în extravilanul satului Boian, comuna Bazna, o mașină de teren este în fondul de vânătoare aparținând filialei AJVPS Sibiu, Mediaș, și execută acțiuni de braconaj. În cadrul unei acțiuni comune cu filiala de vânătoare au fost depistate două persoane care aveau asupra lor, mai exact în autoturismul cu care se deplasau în teren, un număr de 4 exemplare din specia căprior. Față de acestea se vor face cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj. Potrivit polițiștilor, unul dintre cei doi autori ar fi fost condamnat în urmă cu mai mulți ani pentru tentativă de omor. El a fost eliberat în urmă cu aproximativ 2 ani din închisoare.